Și premiul pentru omul care nu știe să citească merge la... la toată lumea. Da. Așa. Ce facem? Ieșim de aici? Da, ieșim. Da, cum vrei tu, am putea să ieșim și așa. Uite, fă ce fac eu. Să-i trag capul prin perete. Da. Crezi că mă pot vedea? Ia, stai. Da, te pot, că ți se capul direct prin perete. Ia, știi să faci chestia care am făcut-o eu sau... Nu știu, așa ai făcut ceva de genul? Da, așa. Vezi prin zid? Da, vezi prin zid. Oh, ia, ia, stai, vreau să văd dacă te văd mult de afară, dar nu pot să ies pe cea... Mă, ce... E. Așa. Ia. Uite. Băi, ce mult te vezi! Intră înapoi, mă! E băguit! Da, de tot, nu așa! Mă, stai, cred că e server rus, că ăla e mesaj de la server, am impresia. Păi ți-ai zis că nu scria de rus, cred. Ai un zombie acolo. Nu scria, dar... scrie în rusă și a lăsat mesaje de server în rusă. Urăsc rușii. Sunt peste tot, mă. În Dota, mai ales. Fai, mamă. Dar români nu prea găsești, știi? Dar am găsit și români. Da. Bă, ăla-i... Uite, un player. Da, l-ai văzut? Da, l-am uite. Văzut. Îl fugărește un zombie, hai să-l salvăm și pe-l omorâm. Nu îl omorâm, îl pune să cânte. Hai, da. Nu o să știe el imnul României ca celălalt tip, dar hai. Tu mai ai muniție sau... Am. Da, nu e... Sunt cam mulți zombi pe aici și nu știu că... Opa. Bă, sper să nu moară până ajungem noi. Da, dacă intrăm aici în casă e cam nasol. Uite, pe... We're friendly, we're gonna help you out. Pe unde dracu ai intrat? M-am dus tot înainte că e zombi ăsta. Uite. Hai, cuțu. Hai, cuțu. Așa, vino încoace, așa. Vezi că știi? Da. Unde e ăla, mă? Ăla mă mă. Băi. Unde e ăla? Mă jucam cu zombiu. A fugit încolo, nu știu unde e. I-am zis că suntem friendly, dar... văd că nu... nu l-am impresionat prea tare. Nu s-a dus, mă. Trebuie să caut un fast loader ceva dacă găsim. Parcă găsesc unul. Nu mai știu. În spate un zombie. Oh. Am controllerul pe masă. Stai așa să-l scoi pe masă că vibrează momentul care trag. E nebun. Ce? Ce-a fugit ăsta, mă? Că doar nu vreau să-l omor. De unde era el să știe, probabil? Vreau să văd dacă are talent. Dacă are talent, nu-l omoram. Dacă nu și nu-mi plăcea cum cânta, trecea una în cap. Și așa ai făcut o gălăgie cu shotgun-ul ăla, băi. Și te auzi, cred că tot orașul, cred că s-au panicat ăștia. E, las, că nu-i chiar așa. Ce vrei să fac să scot? Dar și revolverul scoate sună destul de tare. N-am nimic care să fie silențios. Adevărat. Tu pe unde ești? Păi m-am cam învârtit pe aici să-l găsesc pe ăsta. Hai înapoi, cred că a luat-o prin... la stradă. Hai că vin, a luat-o rabel prin munt, s-a dus dracu. Nu știu de ce. Vezi mă că ăștia nu prea au încredere, fii rar mama dracu de soare. Cum să n-ai încredere în doi oameni care sunt fully geared și vin la tine cu arme? Noi suntem cei mai de încredere. Și unde e? Am ajuns la stradă. A, eu sunt pe aici. Stai. Băi, văd unul. Du-te după ea. Mă duc. A, văd și eu, văd. A, uite. Hai că pun atunci... asta. Bă, vezi, poate îmi dă un pom în cap, ai grijă. Hello, sir. We're friendly, by the way. You have a mic. Uite-l. Hold on, or I'm gonna shoot you. You have a mic? Cum joc jocul ăsta fără microfon? Suntem cam descoperiți aici. Stai că scot toporul, stai așa. Hey. You have a keyboard? No? You deserved it.
You play this game without a mic? What the hell? Ce oameni, frate. Hai mă, dă-i. Mă, vrei tu? Da, vrei... Se ferește ca în Matrix, fii atent. Wow! Wow! Ce faci, mă? Hai mă, că am murit, las. Gata, e mort, mă, gata. E băguit, nu știu. Ba, picior. Bă, dar ce-i cu toporul ăla tău, mă? Ia mă unul mai bun, frate. Ia uite cum face. Te are joc de toți. Îți facă și moonwalk, ia, ia. Ia, uite, uite, ia, ia. Uite, bă, la el, mă. Bă, dar ce le are, băi, om. Ia uite, se uită pe sus acum. Vreau și eu să pot să fac de-astea. A, vrei? Uite, stai că-ți fac. Bă, stai, ușor, cu toporul ăla, că... Băi, frate, deci de să-ți dau, vrei toporul meu, mă, hai că... Lasă-mă, da, descurc. Deci când te văd că îi dai de 100.000 de ori și nu mai moare... Mă descurc, așa, ce să fac, mă? Ce bulangii, frate, oamenii ăștia, un microfon nu au, frate, al câtele e care îl găsim fără microfon? Cred că al cincilea deja. Ba. Eu nu vreau doar să-i omor, că și eu nu omor lumea, eu... Adică ce să avem cu ei? Vreau să cânte ceva, știi? Mai că nu are nimic pe ăștia, adică dacă ar avea ceva, poate da, da. Așa n-are nimic. De ce l-aș omori? Da? Nu pot să-l lăs să trăiască așa. Da, fără microfon. Fără microfon nu te să ducă să-și cumpere și după aia trăiește în dizi cât o să vrea. Ar trebui să stăm într-un loc, mă, să observăm orașul și când vedem mișcare ne ducem, știi? Da, da, dar n-avem un loc unde putem să vedem orașul de sus. Da. Poate de pe stâncă de acolo, dar nu cred că îl vezi ca lumea. Că nu vezi strada bine. Stai să mă uit. Stai că trebuie să mănânc ceva. Eat. Da, să știi, și după aia până cobor din din pădure. Ai da, un desfăcător de conserve? Da. Dă-mi și mie, că am de-a conserve aici și am... Stai așa, să-mi deschis și eu niște chestii, dacă tot mi-ai zis. Vai, am vreo 6 conserve. Asta, a, nu. Hai mă. O să mănânc niște cereale atunci. Dar pe unde ești? A, te aud cu mesaj. Sunt spatele aici. Știi, am rămas aici să... Mi-e cam frică să-i dau drumul pe aici, s-ar putea să-l pierdem. De ce zice că e tot 100%? Și nu încoace, măcar aici îl vezi. Bun, bagă-l acolo. La stradă. Hai, că-i în vicinity, i-a dat drog. Poți să-l iei. Oh, stai o secundă, că acum iar mai mănânc o dată și... A, uite-l aici. De ce zice raw cereal? Adică poți să le și mănânci cu lapte sau ceva? Nu, cred că da, dacă da, nu mi-am dat seama încă cum pot să le combin. Probabil lapte praf, combini cu apă. Pui cu apă, da. Stai. Open. Hai că ți-l arunc imediat înapoi să... Stai o secundă, astea... Ce-i cu astea, mă? Ce? Can't tune azdelea cu cheiță, mă, ia. Da. Da, uite că nu mi-am dat seama, eu ziceam că... Bun, hai că am terminat cu el, stai că l-arunc înapoi jos. Lasă-l acolo, dacă vine care vei trag direct în cap. Mănânc niște spaghetti. Hai că l-a dat în vecinity, da. E, mi se pare foarte delicios. Da, îl văd de aici. E ciudat, mă, a apărut destul de repede, știi? Oare nu se expirat astea? Mă gândesc, nu știu. Expirate? Conservele de obicei nu expiră așa repede, nu? Cine? Ce? Conservele. No, astea au chimicale în ele, mă, rezistă ani întregi, tai relax. Ar trebui să ne urcăm pe case, cumva. Dar cum să te urci pe case? Trebuie să fie o metodă. Poate... O să se bage odată și asta, știi? Să te urci pe case. Da, dar nu prea... Nu știu cum ai putea să stai, doar pe partea asta acoperișului. Da, dar nu spun de acolo. Na, dar... Nu suntem cam descoperiți pe case, că te vede toată lumea. Da. Uite, acolo sus vezi că este ceva unde crezi că ai putea să stai, știi? Uite, vezi? Da. Dacă te uiți acolo sus pe acoperișul ăsta. Dar sunt unele arme care se spunează undeva pe case, pe... Era un bug și se spuneau armele pe case și nu puteai să ajungi, puteai doar să le vezi. Îți fac în ciudă așa. Da, da. Dacă am putea să observăm strada, știi? Că din stradă oricum o să treacă... Oamenii, știi, se ducă pe cealaltă parte, prin case. Și am putea dar să avem microfon. Era și o pompă pe aici. Mă gândeam să bem ceva, da. A, da, am 0% la sticlă.
Deci. Eu l-am pe toate umplute, dar... Mi se pare că am vrut să o umplu, dar nu mă lăsa. Nu știu de ce o am tot 0%. Știu că am vrut să o umplu. Le pui in hands, pur și simplu, dai drag and drop in hands. Aia, am quick slot-urile alea pentru asta. Dar nu, că de asta se sens, eu un bug și nu merg quick slot-urile alea ca lumea. Nu mai știu pe unde e pompa. Parcă pe aici era. Știu că mai în partea asta, mai într-o parte. Dar nu mai știu exact unde. Nu pare să fie aici. Nu. Și am ajuns la capă și nu am găsit. Nu e mai în spate. Ia stai. Am auzit un zgomot ca și cum ar vorbi cineva la microfon. Ia stai și ascultă. Stau, dar nu auzi. S-au zis când m-am apropiat... Ia? Când am venit aici, în direcția asta. Hai că ies un pic la stradă, stai așa. Pare liber, dar... Prea mai încredere în... În liberul ăsta. De multe ori când pare liber, de obicei, nu-i chiar așa. Da, stau, mă, șobolanii ascunși peste tot. Mai să ia cu arme. Aia care au arme... Bulangii? Prin pădure, probabil, stau. Bă, da, încă un jucător, mă, un jucător, știi? Să-l punem să cânte și după aia putem să ne îndreptăm, poate spre Cerno sau... Noi să mergem în drumul spre Electro și pe acolo poate să mai spawnează. Ba, Electro, nu Cerno. Dar suntem acum lângă Electro, nu? Da. Da. Mergem tot înainte pe strada asta și ajungem în Electro, da. Adevărat, ar trebui să încercăm și acolo și să stăm. Poate de pe drum o să vină și cum le-am luat pantofi și atunci veniseră mulți. Da, mulți. Hai să mergem un pic mai încolo. Da, eu am apă dacă ai nevoie. Chiar foarte mult am 4 sticle de apă. Adică 3 cantini și o sticlă. Stai și să-mi pun și eu. Bagă-ți și pumnii. A, da, corect. Poți să alegi mai rapid cu pumnii. Dar și cum făcea, puteai să dai cu pumnii, să alergi, să dai... A, ia, stai să-l... A, nu merge. A, dar era un bug să alergi și mai rapid, dacă dădeai și cu pumnii în timp ce alergai. Nu știu exact cum se face. Măcar poți să lovești așa când stai cu pumnii sau trebuie să... Poți să lovești, da. Păi cum, că eu dau click, dar nimic. A, nu, când mergi, păi asta, că nu. Păi asta e când fugi cu pumnii scoși, nu poți să dai, știi? Da, văzusem pe cineva care dădea și zicea că puteai să alergi și mai rapid dacă faci chestia asta, dar văd că nu funcționează. Nu te opri pe aici, că n-am încredere în partea asta deloc. Da, să știi că suntem cam descoperiți dacă e cineva în pădure, da. A, nu cred că o să fie, mă, stai relax. Mai de ce ar sta cineva acolo da. Sus în pădure și să uite la drumul ăsta, să împuște de ăștia de level 1? Level 1, auzi? Da, dar noi nu suntem de ăștia... A, cum le zice, Bambi. Bambi? Bambi le spune, da. Da. Ăștia fără nimic pe ei, Bambi. What the fuck? Dar de ce? De ce le-a venit ideea asta? Nu știu, dar asta am văzut peste tot, că Bambis. Că don't shoot the Bambis. Că... A. Sunt ăștia mici care nu au nimic pe ei și nu știu ce. Oricum nu poți să ai încredere nimeni în jocul ăsta. Era unul, văzusem un video, era unul și i-a dat o armă să-l ajute pe unde ăsta, fără nimic pe el, știi? Și i-a dat arma, i-a dat gloanțe și că hai să mergi cu mine, să mă ajut, să colaborăm, să nu știu ce. Și îl trage și trage una în cap direct. Poc. Deci nu poți să ai încredere, că nu poți să știi ăla ce a fost în viața anterioară. Poate a fost bandit, știi? Da. Nu vezi tu așa Bambi, dar nu poți să știi ce e. Dar n-am încredere în nimeni. Și nu mai am încredere în nimeni în jocul ăsta. Nu mai ne simțiți peste tot. La un moment dat pierduseră mai mult conexiunea. Sper să nu se fi golit serverul. Nu, no, erau vreo 2. Și serverul avea destul de mulți player, am văzut. Uite acolo, la farul ăla mai stă lumea cu sniperul. Și trage de acolo.
Și dracu se întâmplă, imaginea e mai verde, după aia devine un pic mai gri, așa, am mai șterță. Am observat și eu chestia asta, nu eu știu de ce. Ori, așa, aș vrea să fie mai verde jocul ăsta, parcă sunt prea mulți copaci ăștia portocalii, așa, galbeni, un pic mai verde, nu se poate. Eu aș vrea să fie mai, nu știu, parcă să fie mai apocaliptic, așa, e prea frumos afară. Nu? Na, ori asta, ori asta. Na, dar apocaliptic, da, sunt zombi, dar iarba tot crește, deci... Da, dar să-ți dea un feeling de ăla de depresie, de... Totuși e să unde, unde ne oprim? Dar nu știu unde ești. Eu m-am dus un pic până la stradă și pe aia... Nu te-am mai văzut. Ai trecut strada? A, ce e acolo? Hai la linie de tren. A, te văd, gata. Unde? Ce faci, aștepți trenul în stație? Unde ești? Bine și eu acum, stai liniște. Așa. Și am unde fugim. Hai să ne urcăm pe deal să vedem dacă e cineva la stația de pompieri. Ok. Fire station, mă rog. Chiar bă, hai să mergem la fire station să punem monopol. Control. Monopol, da. Să spune. Monopol. O să monopolizăm stația de pompieri.